dragi, minunați și neprețuiți bărbați. Să nu uitați, noi suntem mamele noastre în copilărie. Noi suntem iubitele voastre în adolescență. Tot noi sprijinul vostru la maturitate. De când voi sunteți blestemul nostru de la naștere până la moarte. Să vedem ce mi se întâmplă în Ulise. Yes.
știți. Ei, cum cu găinile? Bă, da! E dar că nu, da! A, nu, fiecare sare! Domnule, eu în afară de drept am la bază și psihologia. Yeah. Este limpede. Ideea lui tale fixă este găina. Ia, yeah, da. Ia. Yeah. Pentru mine, doamnă dragă, găina reprezintă culmea culmilor. Să vă că mă spui pe ea, doamnă. Sunt așa cum mi sunt frânarele de plăcere. Mă furnică pe spate, mi se face pielea ca nimeni, și vine să strig o la nu. Ce să faci? Unde la mea că ești apucat rău de tot? E doamnă, păi de aia m-am dus cu copoș. Păi vă duc cu copoș? L-am plătit eu mers fulgi. E locul meu. Ia să te supun eu la un test psihologic. Supuneți-mă. Ce ai mai făcut? Du-te la un specialist, om. A fost, doamne, la primar. Dar și ăsta e găina. Și primarul zoofil. Nu, e pesedist. Ai înțeles cu primarul până la urmă? Ia, doamnă, și primarul, stați că nu m-am înțeles așa de la început. Da. Și primarul a vrut loc pe găină. A vrut să-mi ia locul meu din față și să-mi ia la fundul găinii. Și la fundul găinii nu-ți place? Nu, doamnă, locul meu e pe găină. Deci, cu primarul m-am înțeles. Eu până la urmă am dus un cașul miel. Eu cu cocoșa mi-e furgă, doamne. Dar mică, până la urmă, mănânc cu furci cu tot, că mie de pușcărie nu-mi pasă. E de nevastă mea menină. Ai și nevastă? Și patru puișori. De găină? Nu, de găină am 12. Am patru copilași, doamne. Vă zic că mi-a dat de-a face și cu femeile. Numai cu nevastă. E tare milă de ea, doamnă, vă dați patru copilași. Tătă ziua, stă băinii așa, ca o crușcă. Ia stați atunci nevastă, să nu ia în ea de ca o crușcă. E, ea îmi face toate mendrele. O pui să și păstrădăcească? Ce să facă? Păcăna, păcăna, păcăna! Doamne, fie că nu e arde de hârșonie din asta. Ce părere are domnule nevasta dumitale despre problema asta cu găina? Păi îi cheamă de cocoș, doamnă. Mi-a spus, mă, bărbat de găina asta tau să ne bace mormânt. Are dreptate. De la găină nu renunți, doamnă. Foarte bine. Și hai să te supun la un test psihologic. Acum, da. Nu mai tăia în viața dumitale o găină? Nu, mi-e bine, doamnă. Toate le taie nevastă mea. Ca să scape de rivale. Și ce-ți place, domnule, cel mai mult la găină? Târtița. Târtița. Dar târtița nevestii din nu-ți place? Pe noi știu că nevastă mea are târtița. Cine de târtița nevestii și ia-ți gândul de la găină? De la găină nu mi-au gândul nici mor, doamna. Pe toate îmi plac. Îmi plac și rasa. Și la rațe te-ai dat? La rațe nu, am dat odată la boboci când mi-au făcut. Hai să te întreb, așa, să ne întoarcem la găina aia dumitale. Să te întreb în termeni galinăcii. Yeah. Cam la ce intervale o calci pe găina asta?